orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Eșecul fariseilor a constat în faptul că ei și-au concentrat toate eforturile morale pe curățirea exterioară a paharului și au neglijat puritatea inimii. În acest episod ne concentrăm asupra luptei pentru a dobândi această puritate care o întrece pe cea a fariseilor. Când Iisus spune în Matei, capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, el descrie neprihănirea care o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor. El folosește același cuvânt ca atunci când vorbește despre ceea ce au nevoie farisei. Când spune fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea de afară să fie curată. Impuritatea de care este preocupat cel mai mult Iisus este falimentul nostru de a ne încrede în Dumnezeu și de a-L iubi. Inima este creată pentru Dumnezeu, pentru a se încrede în El și pentru a-L iubi pe El. Semnificația impurității este orice lucru care ia locul lui Dumnezeu și micșorează gradul nostru de credință și de dragoste față de El. Schimbarea inimii care creează o nouă prețuire a lui Iisus, cred că este un dar al lui Dumnezeu pe care îl experimentăm atunci când ochii inimii noastre sunt deschiși să-L vedem pe Iisus mai de dorit decât orice altceva. Iisus spune că această schimbare a inimii este nașterea din nou și pocăința. Schimbarea lăuntrică este un dar. Dumnezeu o pretinde și Dumnezeu o dă. Iisus spune, trebuie să vă nașteți din nou, dar tot El spune că vântul suflă încotro vrea. Și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Dar Iisus dă o poruncă. Duhul care este liber și ale cărui acțiuni nu pot fi cunoscute, tăruiește darul. Responsabilitatea noastră este să-L vedem pe Iisus care este acolo și să ne încredem în El pentru tot ceea ce este El. Lucrul clar din învățătura lui Iisus este acela că păstrarea și mărirea darului, curăției și neprihănirii care întrece pe cea a fariseilor reprezintă o bătălie pe viață și pe moarte. Da? Noi nu suntem pasivi. Iisus dăruiește puterea decisivă. După cum afirmă în Ioan, capitolul 15, în versetul 5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar noi experimentăm această putere doar dacă ne apucăm de luptă și ne războim cu păcătoșenia noastră proprie. Domnul Iisus a spus, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Foamea și setea nu se potolesc. Ele nu încetează niciodată, dar ele sunt semne ale vieții. Vom face orice ne stă în putință ca să ne satisfacem foamea și setea. Iată cum trebuie să urmărim curăția. De exemplu, când tratează problema necurăției în ce privește pofta sexuală lăuntrică, Iisus ne cere să o biruim, indiferent ce ne-ar costa, căci sufletele noastre sunt în joc. Citește Matei, capitolul 5, 29 și versetul 30. La aceasta pare că se referă Iisus când spune, din ziua lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei care dau năvala pun mâna pe ea. A lua cu năvala împărăția cerurilor poate fi o cale de a repeta ce a spus Iisus cu privire la lupta împotriva poftei. Scoateți ochiul sau taieți mâna, fă tot ce este nevoie pentru a moșteni împărăția și pentru a nu merge în iad. Ia împărăția cu năvală, luptând împotriva păcatului, nu împotriva lui Dumnezeu. Bătălia pentru neprihănire în inimile noastre este, vă spun, una chiar violentă. Observați trei lucruri cu privire la această bătălie. Unul este acela că ochiul este primul organ care trebuie atacat. Dacă ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Chiar dacă subiectul este păcatul sexual, el nu spune rezolvă altceva pentru a evita fapta. El spune, rezolvă-ți ochiul. Bătălia este pentru curăția inimii, înainte de a fi pentru curăția patului. Fără curăția inimii, tot ce se face în pat este necurat. În al doilea rând, observați că el zice să ne scoatem ochiul drept. Semnificația acestui lucru este că lasă ochiul stâng intact, care poate trezi la fel de multă poftă ca înainte. De aceea Iisus nu vrea să spună că dacă scoți la propriul ochiul, vei rezolva ceva. Dar nu vrea să spună că poftele interioare pot fi controlate prin mutilări exterioare. El vrea să ne arate cât de înalte sunt ștachetele. Ele se află atât de sus încât trebuie să facem tot ce este nevoie ca să biruim robia dorințelor.
este de mirare cât de mulți oameni se raportează la păcat cu superficialitate? Iisus ne cere altceva, să te lupți pentru o inimă curată, cu același sentiment de urgență pe care îl ai atunci când îți scoți un ochi sau îți dai o mână. Și în al treilea rând, observați ce se află în joc. Iadul este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Mulți creștini care iubesc adevărul îndreptățirii numai prin har și prin credință găsesc greu de acceptat aceste amenințări ale lui Iisus la adevărata lor valoare. Dar nu există vreo cale prin care să le evităm. Ele sunt peste tot în Evanghelie și implică în mod clar faptul că dacă uităm de bătălie pentru de bătălia pentru curățire, vom pieri. Dacă nu avem o neprihănire care să o întreagă pe cea a cărturarilor și a fariseilor, spune Iisus, nu vom intra în împărăția cerurilor. Tot ce am văzut până acum ne arată că Iisus nu se gândește aici în primul rând la neprihănirea Lui, care ne este dăruită, ci El se gândește la acea transformare a vieții noastre care trebuie să aibă loc odată ce neprihănirea Lui ne este dăruită. Și asta vedem clar în următoarele antiteze din Matei, capitolul 5, versetele 21 până la 48. Atunci, cum ne putem bucura de siguranța în Iisus? Sentimentul nostru de siguranță că vom ajunge în împărăția finală a lui Dumnezeu la sfârșitul veacului se bazează pe poziția noastră în Hristos și demonstrarea acestei poziții prin comportamentul nostru. Ce înseamnă poziția noastră în Hristos? Că suntem cunoscuți de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Am fost în harul Său înainte ca noi să fi făcut ceva. Apoi, numele noastre sunt scrise în ceruri, alături de cetățenii pe care Dumnezeu vrea să-i ducă acolo. Suntem îndreptățiți prin credință în îndurarea gratuită a lui Dumnezeu datorită lui Hristos. Suntem răscumpărați din mâna oricărui dușman care ne-ar putea distruge sufletele. Suntem iertați de toate păcatele noastre și avem viața cea nouă a Duhului, care este veșnică. Și asta este poziția noastră. Este completă și este desăvârșită. Nu putem fi mai aleși, mai scriși, mai îndreptățiți, mai răscumpărați, mai iertați și mai veșnici decât suntem. Asta este stânca decisivă a siguranței și securității noastre. Este neschimbătoare. Cum, când vine vorba de dovadă sau demonstrare a poziției noastre, modul în care trăim arată poziția pe care o avem. Nu modul în care trăim determină unde suntem așezați. Am fost așezați în Hristos numai prin credință. Dar El a hotărât că este potrivit ca poziția noastră să fie dovedită în lume. Aceasta este neprihănirea care o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Este necesară, nu opțională. Adică Iisus nu susține faptul că dacă nu există o dovadă a poziției noastre în Hristos, atunci nu am fost vreodată așezați. Siguranța faptului că dovada noastră va avea parte de aprobarea lui Dumnezeu se întemeiază pe nenumărate realități. Iisus ne promite că nimeni nu ne poate smulge din mâna Sa, dar ne promite că va veni un mângâietor și că nu ne va lăsa singuri în luptă. Ne promite că El însuși va fi cu noi până la final. Iisus se roagă ca credința noastră să nu se piardă. Iisus de asemenea ne învață că ceea ce ni se cere este cu neputință pentru noi, dar nu este imposibil pentru Dumnezeu. Imaginea folosită de Iisus este cea a unui pom și al rodului său. Da, tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Când spune că pomul bun nu poate face roade rele, nu se referă la faptul că cei ce-L urmează nu vor păcătui niciodată. Ideea este că El aduce roade și deși mai sunt și roade uscate, El continuă să aducă roade bune. La fel este și cu cel rău. Cu alte cuvinte, un pom este tăiat nu pentru că are pe aici, pe acolo câte un rod rău, ci este tăiat pentru că aduce atât de multe roade rele încât nu există niciun semn că acel pom ar fi bun. Ce va cere Dumnezeu la judecată nu este desăvârșire în ce ne privește, ci suficient rod pentru a arăta că pomul are viață. În cazul nostru, viața veșnică. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne punem încrederea numai în Hristos pentru siguranța poziției noastre în El și pentru ajutorul pe care îl promite, ca să ne transforme inimile și să ne ducă la fapte care să facă dovada iubirii. Acesta este adevărul pur și simplu.